la un nou chef vlog. Azi o să vă arăt o rețetă, ce credeți, Italian tomato sauce. O să vă arăt o rețetă foarte simplă pe care o puteți folosi la paste, la diferite sosuri, la diferite combinații. Stați aproape și vă urma. După cum vedeți, având în vedere că fac cantitate mai mare, am desfăcut 7 tin de tomato plump, adică un gen de tomato cumva preferat, se găsește și în comerț, pure tomato. Ok, în vedere fac cantitate mare, avem o oală aici foarte încinsă și desigur vegetalele. Avem nevoie de 2 morcovi, 2 ardei roșii, ceapă albă, celery, adică țelină, și stați aproape. După le vom adăuga în oala încinsă. După cum auziți, oala a fost foarte încinsă, după care o să vin cu tomato pure, adică cu roșiile din conserve, după care o să fiarbă undeva la 2 ore pentru că am cantitate mare, și după rămâneți stați aproape și veți vedea ce va urma. După cum vedeți, dragi prieteni, am adăugat și roșiile plum. Mixăm cu prudență pentru că am cantitate mare și destul de full. Ok. După o să las în jur la 2 ore, în vedere că am cantitate mare, 2 ore pentru a fierbe la foc mic. Foc mic. Ok. După o să adaug ingredientele surpriză. Stați aproape și ca urma. Dragi prieteni, tomato sauce e gata, a fiert în jur la 2 ore. În urmare vom adăuga busuioc, după cum vedeți, 2 legături busuioc fresh. Avem oregano, sare și pentru a-i reduce din acid, adăugăm și puțin zahăr. O să-l blenduiesc cu blenderul Pro, pe care l-am achiziționat recent. Stați aproape și o să vă arăt și cum îl puteți servi în funcție de preferințe. După cum puteți vedea, dragi prieteni, am terminat de blenduit sosul, îl avem în fața noastră, poate fi servit, după cum vedeți, cu pâine fresh sau crotoane. Desigur, puteți să-l folosiți în orice fel de paste, în orice fel de mixturi. Vă urez poftă bună, pe data viitoare, nu uitați, share, subscribe. Eu am fost Robert Inșpergel, vă salut, stați aproape, noi rețete o să apară. Doamne ajută!